Antonis Constantinides este mulțumit de grupa în care a fost repartizată energia în cupele europene. Basketbaliștii gorjeni vor da piept și în acest an cu cei de la Astana, echipă pe care au reușit să o învingă și în sezonul trecut în Europa. Astana, Larnaca și Sigal Priștina sunt formațiile cu care va da piept energia în noul sezon european. Antrenorul gorjenilor Antonis Constantinides este mulțumit de tragerea la sorți. Tragerea la sorții nu a fost deloc rea. Este o tragere favorabilă. Se putea și mai rău. Totul depinde de noi și de jocul nostru dacă vom reuși să trecem în turul următor. Astana este echipa favorită. Într-adevăr, nu este echipa de anul trecut, dar rămâne favorita grupei. Larnaca și Priștina sunt echipe dificile, dar totul depinde de noi. Suntem mai buni și mai experimentați ca ei în această competiție și trebuie să rămânem concentrați pentru a ne asigura unul din primele două locuri. Primul nostru obiectiv este să câștigăm toate cele trei meciuri de pe teren propriu, dar vom încerca tot posibilul să câștigăm și în deplasare, a spus și Priotul. Fostul jucător al celor de la Priștina, Jamar Dix, actualmente la Energia, a vorbit despre meciul cu echipa din Kosovo. Sigal Priștina a avut întotdeauna o echipă destul de bună. Basketul din Kosovo nu este la un nivel înalt, restul echipelor ne fiind deloc bune, dar cei din Priștina au format mai tot timpul un grup bun și o echipă competitivă, a precizat americanul. Energia a reușit sezonul trecut să câștige medalile de bronz în Euro Challenge.